Este scumpă viața în Anglia? Bă, sincer, i-am locuit aproximativ 4 ani de zile în Anglia și am avut timp să evaluez prețurile. Sincer, la prima vedere, nu este scump. Deci, cel puțin dacă te organizezi. Dacă o să mănânci în oraș, ceva prețurile sunt ceva mai scumpe. De exemplu, dacă te gândești, hai să facem un calcul așa, mediu. Eu cheltuiam pe la începutul, la început, când am început să stau în Anglia. Deci nu erau foarte mulți bani, de-a ajunsem, adică m-am stabilit acolo, în fine, de puțin timp. Eu cheltuiam undeva la jur de 30 de lire pe săptămână, bineînțeles, în două persoane. Asta erau niște costuri nu foarte mari. Adică îmi cumpăram inclusiv să mănânc seara acasă și, bineînțeles, să mănânc și ceva la muncă. Dar media, eu zic, medie corectă, ar fi undeva la vreo 50 de lire pe săptămână. Sunt undeva la vreo 200 și 220 și ceva de lei, dacă nu mă înșel, 50 de lire, pe acolo, în fine. 200 și ceva de lei, să zicem așa. Cam asta ar fi costurile ca să poți să te întreții, gen vorbim de fără țigări, vorbim doar alimente, gen să-ți poți găti de mâncare, să poți să-ți iei inclusiv la muncă. Deci, relativ mie nu mi s-a părut scump Anglia la capitolul ăsta mâncare. Adică luând în calcul că salariile în Anglia sunt ceva mult mai bine plătite ca la noi, adică pot să vă zic că, nu știu, aici un leu, sincer, nu prea are valoare, acolo o liră cam are valoare. Dacă stăm să comparăm treaba asta, nu știu, parcă un euro ar fi 10 lei la noi, nu, 10 lire, nu, o liră echivalent la 10 lei la noi, ceva de genul ăsta, parcă așa de mult are valoare, nu știu. Așa am considerat eu învățut treaba asta. Acum nu știu cum o văd alte persoane. Alte persoane care sunt mai pretențioase, probabil să o vadă puțin mai, li se pare scumpă. Nu știu, eu nu consider că este scumpă, luând în calcul că salariile sunt ceva mai bunicele. Bine, nu spun că e Anglia cea mai bună țară, dar are anumite avantaje, să zicem așa. Sunt și avantaje, sunt și dezavantaje la orice țară. Bun, pe partea de țigări sunt foarte scumpe, deci cel mai ieftin pachet de țigări costă undeva la 8 sau 7 lire și ceva, nu mai țin minte exact. Bine, mai e posibilitatea să mai cumperi de la străini, practic cum avem și noi moldovenii. Sunt și acolo persoane care, bine, nu din Moldova, în special, inclusiv românești, care sunt undeva la vreo 5-6 lire, ceva de genul, cred. În special găsiți magazine românești dacă vreți chestii mai tradiționale, deci aveți și posibilitatea asta. Acum este în funcție de voi ce vă interesează. Dar sincer să vă zic din propria mea ce am reușit eu să trăiesc, că să știți cum este scumpă. Ca să mănânci în oraș undeva la vreo, prețurile poate să înceapă de la vreo, la 5 lire, se poate duce și până la 30 de lire, acum depinde de ce vreți să mâncați și voi. Dacă, bineînțeles, mergi într-un restaurant mai scump, s-ar putea să cheltui mai mult de atâta. Ca mecanici, da, mecanici într-adevăr sunt scumpi. Dacă mergi la un, de asta, un atelier auto de englezi, s-ar putea să fie mai scump. Dacă te duci la de asta, indieni, pakistani sau tot ce mai sunt pe acolo, s-ar putea să ieși mai ieftin. De exemplu, un schimb de ulei, acolo cred că ajunge fără ulei, doar să ai piese și te duci să le schimbi, cred că undeva la 20 de lire. Asigurarea, pot să zic, este destul de scumpă. Bineînțeles, acum depinde și zona în care locuiești, dar o să vă fac și un clip pe tema asta, să vorbim despre, cum se numește, zonele cele mai bune unde este bine să locuiești. Adică să locuiești în centru sau una. Da, o să facem un clip și pe tema asta. Părerea mea v-am zis-o. A mie mi s-a părut destul de ok Anglia ca trai față de către România. Adică probabil dacă ești singur, e cam greu să pui bani deoparte pentru că ai anumite cheltuieli, ai o cameră eventual, trebuie să te mai întreții, probabil ai și o mașină. Sunt anumite chestii care trebuie luate în calcul când locuiești în Anglia. Dar, v-am zis, mie mi se pare mult mai bine față de la noi, adică diferențe, cred că de 10 ori mai bine. Salariul ți ajunge mult mai bine, te descurci mai bine și oricum cu el, față decât la noi. La noi nu prea te descurci, chiar și să ai același salar,
Să zicem, poate te-ai descurca, dar sunt prețuri uneori mai scumpe și la noi. Cam asta a fost, prieteni, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, dați un share. Dacă aveți întrebări sau aveți idei despre ce anume vrei să vorbim despre Anglia, puteți să-mi scrieți un comentariu și o să evaluez și mesajul vostru.